Alinica nu vrea să renunțe la candidatura pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Timiș. Nica a declarat că șefii săi de la București au oferit un loc eligibil în Senatul României, însă a refuzat oferta. Timișul nu este de vânzare, este mesajul principal pe care președintele CJ a vrut să-l transmită. Mesajul principal pe care vreau să-l transmit este că Timișul și Timișoara nu este de vânzare. Timișul nu este de vânzare pentru funcții pe persoană fizică. Mi s-a făcut oferta să fiu senator sau să-l las pe Simoni să candideze. Am refuzat din start această variantă. Timișul nu este de vânzare în schimbul unor tranzacții electorale. Primarii PNL și ceilalți membri PNL au primit oferta să dea Consiliul Județean să-mi retragă sprijinul, pentru că așa nu li se vor pune primarilor contracandidați PSD în localitățile lor. Au refuzat să facă acest lucru. Însă la Simonis și la PSD, până și ofertele sunt mincinoase. La mai puțin de 48 de ore de la ofertă, la Moșnița Nouă, unde îl avem primar în funcție pe Florin Bucur, aici prezent lângă noi, a apărut un candidat independent, chiar fratele domnului Simonis. Asta ca să înțelegeți cum văd ei, cei din PSD, acest parteneriat cu PNL-ul. Varianta propusă de Simonis Timișului nu este o alianță, ci un mijloc de a scăpa de votul real al cetățenilor. Sunt inacceptabile listele comune atunci când PNL are la județ 17 consilieri județeni, iar PSD-ul doar 7. Alinica se bucură de susținerea mai multor colegi liberali. Suntem cu toții aici pentru că suntem liberali și vrem să mergem în fața oamenilor ca ei să ne aleagă sau să ne respingă. Acesta este sensul democratic al alegerilor. Cu toții vrem să ne prezentăm ca liberali, cu toții avem încredere în rezultatele noastre, în munca depusă în comunitățile noastre. Pe ceea ce am construit noi până acum în Timiș, nu permitem nimănui să se cațere, în special domnului Simonis. Dacă vom fi înlăturați din PNL, rămânem liberali. Sperăm să purtăm un dialog cu argumente și să nu ajungem nici acum, nici vreodată pe viitor la astfel de variante alternative Partidului Național Liberal. Suntem siguri că persoanele din conducerea PNL la nivel național vor înțelege că specificul local al Timișului și al Timișoarei este total de diferit de ceea ce cred ei că se întâmplă în țara noastră, la București. Aici, în Timiș, în 1989, s-a reaprins libertatea. Iar PNL de atunci a protejat-o și a dus-o mai departe în toate formele ei. Șeful PNL Timiș este de părere că partidul are acum șansa să câștige atât primăria Timișoara, cât și Consiliul Județean Timiș.